Salutare, prieteni! Astăzi o să facem împreună castraveți în oțet. Ia uitați cât de bine arată! Chiar arată foarte, foarte bine! Și vreau să vă arăt și vouă cum am făcut eu aceste bunătăți, care le putem servi așa, cu o friptură pe lângă, sau putem să le punem în salată de biof sau în alte salate care noi facem, care le facem în această perioadă. Și mai ales este ideal această rețetă, că după 2-3 săptămâni deja puteți să îi consumați. Haideți să vedem, dragi prieteni, rețeta împreună și vizionare plăcută în continuare! Pentru castraveți murați avem nevoie de următoarele ingrediente, dar mai întâi de toate vreau să vă zic cum am procedat eu cu castraveții. I-am curățat bine, i-am spălat, i-am curățat de florile care le avea și de toate, are așa ca niște țepi pe el, așa se vede că sunt castraveții proaspeți, vedeți aici mai are o floare. Eu le-am tăiat, alea jos, după cum vedeți, i-am spălat bine și i-am lăsat în apă pentru jumătate de oră ca să se hidrateze bine în apă rece de la robinet. Nu puneți deloc apă caldă pe ei, doar apă rece. Vedeți cât de bine arată. Eu am încercat să-i aleg pe cei mai micuți, dar totuși sunt și mai mărișori un pic. Nu toți sunt chiar așa de mici. Aici noi avem 10 kg de castraveți, dar puteți să faceți și o cantitate mai mică. O să vă zic imediat cum puteți să împărțiți cantitatea. Și aici mai avem nevoie de oțet. Oțet de 9 grade. Dacă aveți oțet de 9 grade, atunci puneți 3 litri de apă. Eu deja am pus apă aici, l-am încălzit pe foc. La un litru de oțet aveți nevoie de 3 litri de apă, apă rece de la robinet, care o puneți la încălzit. Dacă aveți oțet de 6 grade, atunci o să puneți doar 2 litri de apă, nu mai puneți 3 litri de apă. Dacă voi aveți o cantitate mai mică de castraveți, atunci puteți să faceți la 1 litru jumate de apă, faceți cu jumătate de litru de oțet, cam așa să cotiți și atunci vă iasă perfect, dar ideal ar fi să faceți cantitatea normală care este de 1 kg de 1 litru de oțet, 3 litri de apă, oțet de 9 și de 6 puneți doar 2 litri de apă. Eu aici am pus 2 oale pe foc, după cum vedeți, aici am pus 3 litri de apă, în spate am înjumătățit rețeta și am pus doar 1 litru jumate de apă. Cantitatea asta de 3 litri de apă și 1 de oțet ajunge cam în jur la 7-8 kg de castraveți. Noi, cum avem mai mult, ca să meargă mai repede, am dublat cantitatea. Mai avem nevoie de piper, piper boabe, muștar, boabe, foi de dafin, mărar uscat, după cum vedeți acolo avem și crenguțe și frunzulițe, aici a rămas de la mărar când l-am tăiat. O să-l punem și pe el, de aia l-am pus așa separat. Sare mare pentru murătură și zahăr. Cam astea sunt toate ingredientele de care noi avem nevoie. Acum aici unde avem 3 litri de apă, o să punem 1 litru de oțet. Și în spate, unde am înjumătățit porția, acolo, oricum o să se încălzească și mai repede, acolo o să punem jumătate de litru de oțet, pentru că avem acolo un litru jumătate de apă. Acum o să se facă și miros în casă destul de tare de la oțet, pentru că este normal să se facă acest lucru. Mai departe, la fiecare litru de apă, de lichid, practic socotim acum cu 3 litri de apă și 1 de oțet, avem 4 litri de apă. În 4 litri de apă o să punem la 1 litru o lingură de sare generoasă, sare din asta mare de murături, deci o să punem 4. 2
3, 4. La zahăr, la un litru de lichid, o să punem 2 linguri de zahăr, tot așa linguri cu vârf generoase. 2. Dacă avem 4 litri de lichid, o să punem 8 linguri de zahăr. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amestecăm ca să se topească. Acum o să mai punem 2-3 frunzulițe de foi de dafin. O să punem și un pic de piper negru și muștar. Și o să punem și în spate, un pic mai puțin. Acum lăsăm să fiarbă apa și când o să fiarbă apa, să clocotească, când dă în clocot bine, atunci o să punem castraveții un pic, doar să-i opărim, doar cât le schimbăm culoarea, nu mai mult. Aici am pregătit tot ce mai am nevoie. Apa deja a început să deie un clocot, după cum vedeți. Acum când apa a început să deie în clocot, o să punem castraveții înăuntru, în apă. Avem grijă ca să nu ne ardem. O să-i punem doar cât să îi opărim un pic de tot, pentru că așa îi ajută să se facă mai repede, să se mureze mult mai repede, dar și îi ajută să putem să-i punem mult mai ușor în borcan, cât să îi opărim un pic. Nu îl țineți un pic de tot și o schimba culoarea și îl scoateți afară. Îi mai apăsăm așa din când în când. După cum vedeți, deja și-au schimbat culoarea un pic. Nu trebuie să-i țineți mult, doar un pic cât să își schimbe culoarea, 2-3 minute este suficient. Pentru că noi nu vrem să-i fierbem, doar să îi înmuiem un pic. Acum îi scoatem. Deci un pic de tot și-au schimbat culoarea, ei încă sunt la fel de tari și nici nu ard. Îi scoatem afară și punem într-un castron sau un ceva. Am terminat de scos. Vreau să vă arăt așa, vedeți, un pic diferența. Nu i-am făcut tare, doar un pic de tot i-am lăsat ca să își schimbe culoarea, vedeți? A fost opărit și el nu a fost opărit. Un pic de tot doar să schimbe culoarea și așa procedăm mai departe până terminăm toți castraveții. Am terminat de opărit castraveții, așa arată. Acum o să-i punem în borcan. Între timp am oprit focul pentru că durează, că avem 2 leghiane mari, durează până o să terminăm de făcut, așa că am oprit focul și acum o să punem crenguțe de mărar la fundul borcanului, câteva și câte o frunzuliță sau două de dafin, cam așa. Și acum o să aranjăm castraveții, puteți să-i puneți și așa și cum vreți voi, eu o să încerc să îi pun așa în borcan. Acum se așează mult, mult mai ușor pentru că s-au înmuiat puțin. Mai puteți să puneți și usturoi și ceapă și hrian. Dar eu vreau să folosesc la salată de biof acum pentru iarnă și nu vreau să îi stric gustul cum ar veni și de aia vreau să fie cât mai simplu castraveții ca să aibă gust mult mai bun la salată de biof și alte salate care noi o să le facem, îl apăsăm foarte bine. Deci să fie bine, bine apăsați. Ca
ca să nu se ridice sus. Așa. Acum o să mai punem un pic de muștar, de boabe de muștar și un pic de boabe de piper și o să punem câteva crenguțe ca să îl țină bine apăsat, să nu se ridice. Stai acolo. Luăm una mai mărișoară, că avem aici mai multe. Cam așa arată. Primul borcan este gata. O să revin când o să termin toate borcanele ca să punem zeama deasupra. Am terminat de pus toți castraveții borcane. Ăștia sunt castraveții care au ieșit din 10 kg de castraveți. Avem aici 3 borcane mari, 2 mici, astea sunt de 450 de ml, astea sunt mai mici și ăsta mic de tot îi de 700 ml sau 800, cum mi se mai zice. Acum apa, după cum vedeți, fierbe. Trebuie să fie fiartă extrem de tare. O mai lăsăm un pic să fiarbă bine, să deie bine, bine în clocot. Și după care o să punem în borcane. Aici, mare atenție, că trebuie să puneți pe ceva de metal. Eu aici m-am folosit de tăv de metal sau un cuțit de desubt sau ceva de desubt, că dacă puneți fierbinte, există riscul să spargă borcanul. Așa că o să punem ceva de desubt ca să nu avem acel risc ca să se spargă borcanele. Apa deja clocotește bine. Este aceeași apă în care am opărit castraveții, deci nu o aruncăm, o folosim mai departe. Este aceeași apă în care am fiert castraveții. Am turnat și oala aerantă care a fost mai puțin, am turnat împreună în aceeași oală ca să fie mai ușor de lucrat cu ea. Și atunci când fierbe bine, atunci o punem peste castraveți. Eu o să iau o oală din asta și o să punem peste castraveți. Apă fiartă, avem grijă să nu ne fierbem pentru că totuși este fiartă. Și turnăm cu grijă să nu ne opărim. Și punem până sus de tot. Acum închidem capacul. Aveți grijă că arde. O să mă folosesc de o mânușă. Este hermetic închis. Și acum o să facem și la restul și o să ne revedem când sunt gata cu toate borcanele. Am terminat toate borcanele de pus. Ia uitați cât de bine arată. Chiar au reușit destul de mulți. O să mai facem și castraveți în saramură. O să vedeți și acolo rețeta. O să urmeze și castraveți în saramură. Le-am întors cu gura în jos borcanul. O să vă arăt și aici cum arată. Este încă fierbinte, extrem de fierbinte. L-am întors cu gura în jos ca să facă acel vid și atunci vedeți, dacă vedeți aici nu a făcut încă vidul, că este de vreme, face așa. Dacă a doua zi face iară tot așa, nu este bine sigilat și atunci mai scoateți odată apa și o mai clocotiți, o fierbeți încă o dată și o puneți peste castraveți pentru că riscați să se strice dacă nu se închide bine capacul. O să-l întoarcem și pe el cu gura în jos ca să se facă acel vid. Acum o să-l acoperim cu prosoape groase sau pătură, depinde de fiecare ce are, și o să-l lăsăm așa până a doua zi când se răcesc ele încet. După ce s-au răcit bine, atunci verificăm capacele. Dacă capacele sunt ok, le putem pune în cămară. După 2-3 săptămâni deja putem să-l servim pentru că este deja gata murat, pentru că l-am opărit ca să se
mureze mai repede castraveții. Dar puteți să-l țineți un an, doi, în cămară, dacă sunt ținuți bine și puși bine, rezistă până la 2 ani. Dar la noi garantat nu o să ajungă nici până de Paști, pentru că noi consumăm destul de mulți castraveți, mai ales sunt ideal pentru când facem salată de biof acum de Crăciun. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip. Noi o să ne vedem și data viitoare. Nu uitați să urmăriți și videoclipul cu castraveți în saramură. O să ne vedem și acolo. Până data viitoare, eu v-am pupat. Vă salut cu respect. Numai bine. Ciao, ciao!